din cei tineri ai quartetului nostru, doamnelor și domnilor, Sigur Mureșan. Mulțumesc, bună dimineața și bine v-am găsit, dragi colegi. Mulțumim mult, Costel Alexe, că ne-a invitat astăzi aici să discutăm aceste teme atât de importante. Și sigur că administrația publică la nivel local are legătură cu administrația la nivel central și cu deciziile luate la nivel european, despre care deja a vorbit și domnul președinte Stolojan. Peste exact 3 luni de zile, România va prelua pentru prima dată președinția Uniunii Europene. Ce înseamnă această președinție a Uniunii Europene? De ce este importantă pentru fiecare dintre noi și chiar și pentru administrația publică locală? Păi, în primul rând, această președinție a Uniunii Europene este cea mai bună oportunitate pe care o avem de când am devenit stat membru al Uniunii Europene, de a influența mersul Uniunii Europene, de a influența deciziile la nivel european, de a pune și teme românești, accente românești pe agenda Uniunii Europene și de a promova întreaga Românie. De a promova România așa cum este ea. Diverse, suntem un stat mare, cu diversitate regională, culturală și pur și simplu, cele 6 luni de zile, când vom deține președinția Uniunii Europene, vor fi o perioadă în care toată Europa se va uita spre noi. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali, haideți să folosim aceste 6 luni de zile pentru a ne promova cât mai mult orașele, comunele în Europa și pentru a aduce și Europa cât mai aproape de cetățeni. Ieri am fost la Cluj. Alaltieri am fost la Brașov. Văd acolo orașe conduse de primarii noștri care pun teme europene pe agenda, care au multe legături cu orașe, cu comune din alte țări europene. Ieri la Cluj s-a deschis un nou birou al Camerei de Comerț Româno-Germane, în care practic vor veni mai mulți investitori, se vor crea mai multe locuri de muncă în municipiul Cluj și în județul Cluj. Ce vreau să spun este următorul lucru. Lumea se va uita spre noi în următoarele 6 luni de zile și rugămintea mea față de primarii noștri, față de consilierii noștri, este să fructificăm această oportunitate, fiindcă guvernul PSD-ALDE vede președinția română a Uniunii Europene ca pe o povară. Vrea să scape de ea cât mai rapid și cât mai ieftin. Noi o privim ca pe o oportunitate. O oportunitate să promovăm România în Europa, să promovăm toată România în Europa. Vă dau doar un mic exemplu. Pe durata președinției române a Uniunii Europene va trebui să organizăm în România tot felul de reuniuni ale miniștrilor în toate domeniile. Guvernul PSD-ALDE a spus toate reuniunile miniștrilor în Palatul Parlamentului. Eu am spus nu, în provincie. Nu a stat mai bine miniștrilor afacerilor externe din toată Uniunea Europeană să vină la Iași, să discute aici despre apropierea Republicii Moldova, Andrei, de Uniunea Europeană, aici la 2 pași pe Republica Moldova. Ce putem face pentru românii basarabeni? Pentru ca și ei să aibă aceeași perspectivă de siguranță și de prosperitate pe care o avem noi aici. Nu între zidurile Casei Poporului la București, ci aici, la Iași. La fel și cu alte teme. Miniștrii de industrie, la Brașov, miniștrii apărării, la Constanța, la 2 pași de baza Covelnicianu, miniștrii agriculturii, sigur, în provincie undeva, nu între zidurile Palatului Parlamentului. Din păcate, guvernul nu vede această președinție ca pe oportunitate, dar noi, ca partid, o vedem, trebuie să o vedem și să o folosim să ne promovăm orașele, comunele, județele, fiindcă lumea se va uita mai mult spre noi în următoarele 6 luni de zile decât oricum. Cel de-al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, tot legat de președinția română a Uniunii Europene, este următorul. Timp de 6 luni de zile, România va gestiona mersul Uniunii Europene. Și cum se iau deciziile la nivel european? Se iau, în primul rând, la nivel de miniștri. Și în următoarele 6 luni de zile, iau un exemplu. Ministrii Agriculturii vor trebui să decidă cu privire la viitorul politicii agricole comune europene. Câte fonduri europene acordăm? Câți bani fermelor mici? Câți bani fermelor mari? În ce condiții? Iar când deții președinția Uniunii Europene, conduci toate aceste ședințe. Din partea României, de exemplu, la reuniunea ministrilor agriculturii care vor lua aceste decizii importante, în capul mesei se conduc acele ședințe pe pendaie. În următoarele 6 luni de zile va trebui să luăm decizii importante legate de combaterea terorismului. Am decis că vrem să înființăm
o poliție de frontieră externă a Uniunii Europene, ca granița externă a Uniunii Europene să fie bine păzită, ca să fim siguri, oriunde de Uniunea Europeană, 10.000 de polițiști de frontieră sub drapel european la frontiera externă a Uniunii Europene. Trebuie să punem în aplicare acest lucru. Aceste decizii vor fi luate de către miniștrii de interne, capul mesei Caimedal. În Comisia pentru Afaceri Economice a Parlamentului European, domnul Stolojan, care este membru plin și cu mine, care sunt membru supleant, a votat în urmă cu 3 săptămâni de zile poziția Parlamentului privind un sistem pan-european de pensii. Adică cum să fie mai simplu să transporți cu tine drepturile de pensie cetățeanul administratorului Uniunii Europene fiind, cum să fie mai simplu să transferi cu tine drepturile de pensie dintr-un stat în altul. Dacă lucrezi 3 ani în Spania, 3 ani în Italia și vrei să te întorci acasă la pensie. Avem o poziție a Parlamentului European care trebuie negociată acum cu Consiliul, cu președinția română a Consiliului, în capul mesei, la miniștrii muncii care trebuie să ia aceste decizii, Olguța Vasilescu. Iar dacă miniștrii se potmolesc la anumite decizii, cum este firesc ca în 27 de state membre la anumite lucruri să te potmolești, să nu găsești o soluție, lucrurile funcționează în felul următor. Prim-ministrul spune așa, 2-3 sunt prioritățile președinției române, unde vrem într-adevăr să facem ceva pentru oameni și de acele lucruri mă ocup direct, personal. Dacă miniștrii se potmolesc, atunci iau eu receptorul în mână și discut de la prim-ministru la prim-ministru, cu mâna pe receptor și sunt la premierul Franței, la al Italiei, la al Poloniei, sunt la cancelarul Germaniei și spun, alo, Angela Merkel, sunt Viorica. Vreau să discutăm, vreau să rezolvăm, aceasta e soluția pe care o propun. Și ceea ce domnul Stolojan a relatat despre discuțiile cu doamna Dăncilă de săptămâna aceasta este foarte important și vă spun de ce. Pentru a avea o președinție de succes a Uniunii Europene, principalul ingredient de care ai nevoie este credibilitate. Fiindcă se iau decizii în 28 de state membre și tu ieși și vorbești în numele a 28 de țări. Pentru că celelalte țări să te lase cu bună credință să faci acest lucru, trebuie să poată avea încredere în tine. Se iau o decizie între 28 de state membre, trebuie după aceea să mergi, să negociezi cu europarlamentari. Și din Parlamentul European vin oameni răi, ca mine, așa. Trebuie să mergi să negociezi cu Comisia Europeană. Nu sunt credibil. Și, din păcate, Guvernul României, din 3 motive, a pierdut credibilitatea noastră de Comisia Europeană. În primul rând, datorită modului în care gestionează economia. Deficitul crește. Datoria publică crește, nu s-au făcut reforme care să îmbunătățească competitivitatea economiei, nu se absorb fonduri europene, nu se dau bani la investiții, leul este la cel mai mic nivel în raport cu euro, iar guvernul a preluat țara cu 0% rata inflației în urmă cu 2 ani de zile și acum suntem țara europeană cu cea mai mare rata inflației, peste 5%. Acum 2 ani de zile, când PSD ALDE au venit la guvernare, îndeplineam 3 din 5 criterii de aderare la zona euro. Eram cu mai mult de un picior, un pas în zona euro, acum mai îndeplinim 1 din 5 criterii. Îndeplineam 3 din 5, acum mai îndeplinim doar 1 din 5 criterii. Deci, uitându-ne pe hârtie, și experții Comisiei Europene au văzut multe state, intrând și ieșind în criză, acest guvern gestionează economic țara într-un mod îngrijorător, într-un mod în care nu poate câștiga încrederea partenerilor europeni. Deci au pierdut încrederea din 3 motive. 1. Modul în care gestionează economic țara. 2. Ceea ce fac pe justiție. Ceea ce e foarte clar, toată lumea a înțeles, există un infractor recidivist la conducerea principalului partid de guvernământ, la conducerea Camerei Deputaților, care dorește să dea legi în propriul său interes. Toată lumea a înțeles acest lucru. Și cel de-al treilea motiv pentru care au pierdut încrederea, credibilitatea, este că pur și simplu nebun pe alb spun neadevăruri. Cele mai bune exemple, cele pe care le-a dat domnul Stolojan de la ședința de săptămâna trecută. După protestul de pe 10 august, Dăncilă a scris nebun pe alb, contentul Guvernului României, lucruri neadevărate, într-o scrisoare pentru președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Deci, lumea nu mai are încredere în acest guvern. Pe durata președinției, trebuie să gestionăm teme mari, teme importante,
s-au menționat aici. Și faptul că e preștinția română înseamnă că putem poate să influențăm aceste teme un pic mai mult decât am putea de obicei. Discuțiile legate de viitorul buget al Uniunii Europene, câți bani vor veni în România și în ce condiții. Brexit, foarte important. Avem 411.000 de cetățeni români în Marea Britanie. Vrem ca și ei să poată rămâne după Brexit acolo, în mod automat, nu complicat, fără multă birocrație, în comerț cu asta în alt stat membru al Uniunii Europene. Și vorbeam la început despre administrația locală, despre faptul că preșinția Uniunii Europene este o oportunitate pentru a ne pune orașele noastre, comunele, județele pe haita Uniunii Europene. Vreau să spun foarte clar, diferența dintre orașele conduse de primarii Partidului Național Liberal și orașele și comunele conduse de PSD este ca de la cer la pământ. Eu merg mult prin țară, cum am spus alaltă, ieri am fost la Brașov, ieri la Cluj, astăzi sunt aici, săptămâna trecută am fost la Suceava. Ideea este următoarea. Sigur că noi, ca partid, suntem un partid de dreapta și vrem cetățeni puternici, pe propriile picioare, care să-și decidă viitorul. Vrem oameni care să aibă locuri de muncă. PSD-ul vrea oameni săraci, asistați social, dependenți, șomeri, care să poată fi controlați și manipulați. Care este județul cu cel mai mare număr de asistați social în România? Este Telorman. PSD-ul creează șomeri, sărăcie, oameni dependenți pe care să-i controleze, să-i poată manipula. Noi vrem să atragem investitori, să creăm locuri de muncă, oamenii să fie pe propriile picioare, să-și poată decide viitorul. Așa arată orașele conduse de primarii Partidului Național Liberal. Sunt orașe care vin investitori, sunt orașe care se creează locuri de muncă de la Oradea, Alba Iulia, Cluj, Timișoara, Aram, Brașov, până la orașele conduse de colegii noștri aici în județ. Ne apropiem de alegerile europarlamentare și noi, ca partid, vom veni cu cea mai bună și cea mai serioasă ofertă la aceste alegeri. În primul rând, în ceea ce privește programul electoral. Vom veni cu un program electoral concret, făcut împreună cu dumneavoastră, care să includă exact lucrurile pe care și dumneavoastră și cetățenii le așteaptă de la Europa. Și anume, vrem simplificare la fonduri europene în perioada următoare. Și lucrurile acestea nu le vom decide într-un birou al Partidului Național Liberal la București, ci le vom decide împreună cu dumneavoastră. Dumneavoastră care ați accesat fondurile europene și știți unde ați avea nevoie de simplificări în viitor. Împreună vreau să discutăm în lunile următoare, să venim cu cel mai bun program electoral, astfel încât să dăm oamenilor toate motivele să ne voteze la următoarele, următoarele alegeri. Ultimul lucru pe care poate vreau să-l spun este următorul. Și a spus și Costel Alexe la început, vorbind despre situația politică din țară, despre atmosferă. În acest moment, România este văzută foarte bine în Europa și în lume. Românii sunt văzuți foarte bine și în ultimii 2 ani de zile, mulți colegi în Parlamentul European ne-au spus felicitări poporului român pentru modul în care se manifestă, iese în stradă, inclusiv la proteste, pentru a apăra valori europene, pentru a cere bună guvernare, pentru a cere justiție. Toată lumea spune asta. Deci un mare plus pentru oameni și un mare plus pentru România. Din păcate avem guvernul pe care îl avem, despre care, cum am spus, toată lumea își are punctul de vedere. Este foarte important ca noi să vorbim despre lucrurile bune care se întâmplă în țară, despre aspirațiile europene ale oamenilor, pentru că românii vor un mod de viață european. Iar noi, prin tot ceea ce putem oferi ca partid, consilieri locali, primari, președinți de consilii județene, trebuie să oferim trebuie să dăm oamenilor această perspectivă. Cum am spus, săptămâna trecută am fost la Suceava și am văzut la Suceava că tot ce se mișcă în acel județ, toate investițiile vin fie de la Consiliul Județean, fie din fonduri europene.
fondurile guvernamentale sunt politizate. În județul Suceava nu a mai venit un mare proiect de investiții de la nivel central din anul 2012. Tot ce este făcut acolo este meritul colegului nostru, Dorin Flutu, și a echipei sale, făcut fie pe fonduri de la Consiliul Județean, fie pe fonduri europene. Deci trebuie să spunem oamenilor în următoarele luni lucrurile bune care se întâmplă prin fonduri europene, lucrurile bune pe care administrațiile locale liberale le fac. Și mai trebuie să spunem oamenilor un lucru și cu asta închei. Apartența la Uniunea Europeană ne-a adus multe câștiguri, multe beneficii și vă dau la un exemplu. Adesea auzim despre PSD, ALDE, știe Uniunea Europeană, ne călărește, contribuim, ne plătim contribuția și nu reușim să absorbim fondurile europene. Realitatea este următoarea. De când am devenit stat membru al Uniunii Europene, am contribuit la bugetul Uniunii Europene 14 miliarde de euro. Am absorbit, bani gratis, 46 de miliarde de euro. Cu 32 de miliarde de euro mai mult decât ceea ce am plătit. Deci, oricând în campania electorală, când din nevoia de a ataca Europa, un infractor de la PSD sau de la ALDE va spune, știi, Europa nu ne ajută, de ce vorbesc cu tare colegii din Parlamentul European sau așa mai departe, noi ca partid trebuie să ieșim, să spunem, modul nostru de viață, modul pe care vrem să trăiască cetățenii români este modelul european, Europa ne ajută și nu vrem să trăim după modelul Congo, Madagascar, Putin sau Erdogan. Asta cred că trebuie să facem împreună ca partid în următoarele 6 luni, să ne promovăm primarii, consilierii, bunele exemple de practici din administrația locală, realizările pe care le avem în următorii ani și să spunem oamenilor că avem soluții pentru problemele lor. Vă doresc tuturor mult succes, mă bucur că am venit astăzi la Iași și să ne revedem cu mine cât mai curând. Vă mulțumesc!